Două modificări au apărut în echipa de Fed Cup a României față de ultima partidă jucată împotriva Canadei. Niculescu și Mitu au rămas pe poziții. În schimb, în locul accidentatelor Begu și Dulgheru au apărut Olaru și Halep. Simona este marea surpriză din echipa finală a României, după ce inițial anunțase că nu va fi aptă pentru partida cu Cehia. Halep a fost prima care a testat suprafața rapidă de la Cluj. Sigur, este o mare avantaj că avem pe Simona în echipa noastră, dar să nu uităm că Cehia are o echipă puternică, cu jucătoare din primele 10, deci cumva șansele sunt egale. În schimb, cehoaicele au știut una și bună. Față de ultima partidă finală câștigată împotriva Rusiei, Alertova e singura noutate. A înlocuit-o pe accidentata Safarova. Să nu uităm că o echipă, încă o dată repet, puternică și chiar dacă Safarova nu vine, nu înseamnă că Vitova, Pliskova, Strikova nu compensează această lipsa ei. Cred că este un avantaj că jucăm acasă, eu așa simt, dar bineînțeles, n-am picat foarte bine, Cehia vine și Vitova și Pliskova, meciurile nu vor fi ușoare.